Podul, unul dintre cele mai importante deasupra râului Timiș, este în pericolul prăbușirii. Astăzi, în jurul orei 13, organelor locale Lisă a spus despre faptul că unul dintre pilonii podului din Apăsă a predat și Să a înclinat. Imediat, serviciul local de urgență a fost ținut la fața locului și a făcut constatările necesare. Pentru că eram o preferință, nu a existat nicio plângere cu podul asta, a spus prefect Caraș Severin Ioan Dragomir în Antena 3. Potrivit presei locale, podul are mai mult de 80 de ani și până acum nu are nicio îmbunătățire. Locuitorii locali susțin că problema apare și din exploatarea necontrolată a balasturilor din zonă. Vezi galeria foto ca o fotografie a unei poze de un sfert. Reprezentanții administrației locale spun că peștera satului și Miocova nu vor rămâne izolate. Există o colire, aproximativ 4 km, de la Sacu, Tincova, peștera sau din Caranspeș, Iaz, Miocova. Acesta este cel de al treilea pod rutier care a fost distrus anul acesta, după două evenimente similare în județul Neamț. Ian, în realitate, a deteriorat căsătoria cu Monica. Detalii exclusive. Observator Oreus, ro accident grav filmat la sensul giratoriu Lețcani. 8 persoane au ajuns la spital, după ce microbuzul plin de pasageri au distrus un camion. Horoscop la 4 august 2022. Lionii au început să fie mai orientați către economie, organizații de cheltuieli mai bune și obiective mai realiste. Nic Pro TV, ro China merge la fapte. Ce se întâmplă acum în Taiwan? Orange Sport, ro Ucraina a devenit un inamic nără. Ce a făcut cu trei Rusia în tratamentul său în Ucraina? El are personal grijă. Anunțuri 7 mărci Scandinavia de la Modivo care nu ar trebui pierdute din garderobă. Publicitate ce poate face robotul Da 511.